Salutare, băi! Bine v-am regăsit la Darksiders 3, prieteni! Suntem pe Darksiders 3. M-am jucat, pentru că iar începuse cu erori și prostii. Am jucat o leacă din joc, da? Vă spun, am jucat, că de-aia scrie continue. Am trecut de jumate, pentru că foarte bine. Sunt foarte fericit că am trecut de jumate. Deci uitați-vă, m-am jucat 6 ore, da? Foarte tare. Și nici nu mă interesează. Am încercat să nu mă joc. Am vrut să nu mă joc Start new game, balanced, corect. Choose combat mode default. Păi ce Dumnezeu. Enable nightmare mode. Nu, ce Dumnezeu, ce ai? Și acum urmează cinematic. Why did the creator construct a universe teeming with imperfection, misery, sin? Among the scholars of both heaven and hell, this query is known as the Riddle of Sorrows. If sin is itself a part of the grand design, is not sin then, by definition, divine? A question for the sages. The one particularly restless bunch kept a robust relationship to the topic. The Nephilim. Spawn of angels and demons. Warriors, relentless, unstoppable, blood mad. Until they were betrayed by four of their own. War, death, fury, and strife. The four horsemen of the apocalypse. Inconceivable power was bestowed upon the traitors by those sworn to maintain symmetry twixt order and chaos. The Charred Council. Bear witness as the council holds court to end the Nephilim War in the name of balance. This is the new pact. War, bringer of worldwide fire, you are the juggernaut of all pain. Death, dark soul of eternity, you are the deepest decay, you are empty life. Strife, endless spirit of timeless unrest, you are all that is unsettled in the hearts of that which lives and breathes. And finally, Fury, terrible engine of rage. You are the machine that... Are we to waste our time on ceremony, or are we to fight? Step forward and recognize, Horseman. You are the most impatient of your kin. The least predictable, dancing on the edge of your own reality. Your brothers understand the undertaking set before them. But do you? Still talking? Shall I have Death fetch us some tea, or can we get on with it? Fury, your role in this story is yet to be written. I wonder, will you light the flame of creation anew, or stomp out the embers for good? Dreams more thrilling than reality. Had I known the new pact would be so exciting, I would have let war separate my head from my neck then and there. Is it possible to die of boredom? Rampage. Bored as I am, perhaps you're just lazy. If I didn't love you so much, I'd kill you just for something to do. The call? Finally. Please, please, please tell me you're a planet of demons that needs slaying. Or two. War.
What pathetic fate have you brought upon yourself, brother? Watch your tongue. I may be least favored of all the horsemen, but my tongue never found me chained to a rock like some dog. Fury, approach us. I take it there is a mess that needs tending to. Though you jest, you speak true. War has broken his vows to this council and shattered the seventh seal. The apocalypse. Why would he... We know not. Yet. As we speak, Earth falls beneath the spears of heaven and the hammers of hell. So the horsemen are to ride. No. While the Char Council seeks to understand how and why the traitor war has committed this abominable act, there is a matter that requires delicate attention. We should have called Strife. He's the delicate one. The seven deadly sins have been released. By whom, we cannot say. But the seven roam the earth, free of our prison. The balance between order and chaos is already in jeopardy. The Seven cannot be left unchecked. War is in chains. Death is missing. Strife attends to other matters. The last time you faced the sins, it required all four of you. I can handle those fools in my sleep. But when this task is complete, I demand that you grant me my rightful place leading the horsemen. If you would trade obedience for a title, so be it. But never make a demand upon us, horsemen. You depart immediately. Greetings, Miss Fury. I must admit, this is a fortuitous fate. A watcher? You doubt my allegiance? Please, be not cross. I am such an admirer. Scratch that. I'm a fan. You are the horseman. The only one that matters. Enough! I will allow you to accompany me. Just stay out of my way. I will be as unto a shadow. Steadfast. Silent. More silence! Go! Seek out the place called Haven. Your quest for the Seven Deadly begins there. Fury, wait. I... Whatever has passed between us, search your heart. You cannot believe I am guilty of these crimes. Something is wrong with the universe. Be vigilant, Fury. Forces conspire against us. Keep my word! Bun, hai să stăm o leacă mai departe de chestia aia. Chestia aia de acolo ne fură toate FPS-urile existente până și la cel mai bun calculator posibil și imposibil. Bun, de ce s-a vorbit acolo este despre Apocalipsa și cel de-al șaptelea Seven Seal, nu știu, un fel de al șaptelea chestie care a fost part de War. Și odată cu spărtura lui a pornit și Apocalipsa și cele șapte păcate de Seven Deadly Sins au scăpat. Ultima oară când au fost prinse, a trebuit ca toți cei patru călăreți să fie acolo pentru a învinge cele șapte păcate. Dar Death lipsește, după cum știți din jocul trecut, că la final s-a aruncat într-o de-asta de suflete, War, care l-ați văzut mai devreme, adică Război era în
în lanțuri și strife, adică cearta lipsește. Așa că trebuie să ne descurcăm de unii singuri, din nou. Dash-uri, dar în schimb în jocul ăsta, dacă apeși tab sau bine Q trebuie normal, poți să și alergi. Bun. Haideți să vedem. Sincer, unele dintre puzzle-uri nu mi le amintesc, o să vă spun clar. Ăștia sunt enervant stare de tot și deja ne dă toate combo-uri la început. De exemplu ăsta, a Soul Archers. Fallen enemies will release Soul Archers upon death. And Blue Archers as a currency, Green Lanches le prenușor. Never spite and you know, da. Da, am înțeles, dar nu știu de ce trebuie să dau enter la jocul ăsta, când pe celălalt trebuia să dau space. Era... Bine, avem combo-ul ăsta, de exemplu, la început, sau îl avem pe ăsta, sau, da, sau vedeți, sub bara de viață mai este o bară. Ei, aia este bara de furie și când o să apăsăm F, o să dau un atac super mega șmecher. Pricepeți voi? Mamă, locurile astea însorite ne fură tot FPS-ul. Ei, și există o bară de ferire. Dacă te ferești exact în ultima milisecundă, atunci poți să dai tot așa un atac șmecher. Să vă arăt imediat dacă reușesc, ia. N-am reușit. Ia, dă-i. Ați văzut? Vedeți? Și am dat un atac mai interesant. Uite, ăla este ascuns și crede... Bam, 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 bam! Oh my god! Și de pe shift... Stop! Oh my god, nu te-am văzut! Ce dă nebunul ăla! Ia! Oh my godness! Bye, bye! Bun. Chestiile astea sunt un fel de chesturi. Small healing shard. Ok, am înțeles. Nu zic nu, nu zic nu. E ok. Bun, n-am jucat jocul până la final. Ați înțeles? Deci nu știu tot. Dar v-am spus, 6 ore am jucat. Adică este destul de puțin. Ei, și aici ne prindem de asta și aici deja este primul păcat. Așa că scot ăsta. Haven. A haven for what, vermin? Humans, mistress. Adorable. Build a house of sticks during the end of the world. Where exactly do we go from here, Watcher? I know not but what the Council commands, mistress. The quest for the Seven begins here. Envy. Mine! Humans, Haven, everything here! Mine! Move on, horsemen, or ye be mine too! I'm on a mission. Protecting humans? Humans think creation favors them. They are apes, crawling through dirt. Quite the grudge you're carrying. What they have, I will take. When they have nothing left, they will be my playthings until they break. Nvidia. Ați priceput și ne batem cu Nvidia acum. Asta înseamnă Envy. No, nu știu ce. Bun, ne batem. Oh, stop! Unde e? Unde e? Oh. Uite, vedeți? F! Ați văzut? Am apăsat F și am dat un atac super duper. Așa se numește. Unde e? Și acum am face un super duper atac. Nu o să trebuiască cumva să luăm de acolo de sus. A, da, corect, corect.
Cum să nu mă prind eu de așa ceva? Trebuie să ne urcăm, să ajungem cumva la el, cât mai repede posibil, pentru că avem timp. Înțelegeți ce vă spun eu vouă? Come on. Nu. Mai trebuie încă un picos. And now. Bam, bam. Eat. Să-i dăm să mănânce lui băiatul. Where is he? Nefri in respite. Da, știu. Enter, come on. Nu trebuie, vreau să mi-l dau pe ăsta mic. Oh my god. Where are you? Where are you? Așa. Oh no. Mamă, dar atacul ăsta mă enervează. Where is he? Oh no. Iar face asta. Wait a second. Be patient. I've got all the power. Ok. But you can't eat. You can eat from me too, if you understand what I'm hearing here. Bong chong. Hai să dăm să halească lui băiatul. Where are you? Oh no. E numai prostia asta îmi dă damage. Bang, gata. Pretty. Come and get it. That's mine. Supposed to catch envy. I did. This talisman. It's a vessel. Envy used it to hold energies from the rest of the Seven. It will make a fitting prison for the others once their physical forms have been broken. If I may, there is a... well, a sort of hum emanating from the talisman. That glow... will indicate when one of the Seven is nearby. I know. So wise. You are all that the Council promised, Mistress. I'm beginning to enjoy the sound of your voice, Watcher. Since it is displayed at the top of the screen and directs you toward the next... Bun, deci uitați-vă sus. Și ne arată unde găsim următorul de ăsta. Larcher Crystal. Da, știu. Bun. Cam acesta ne-a fost episodul. Dacă nu v-a plăcut, nu v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, v-a plăcut. La revedere!